Spitalul Municipal Medgidia va primi în acest an un al doilea transport de la Crucea Roșie din Germania. Voluntarii vor reveni în localitate în luna septembrie. Cei 8 voluntari de la Crucea Roșie din Frankfurt care au venit săptămâna trecută la Medgidia cu o donație consistentă pentru Spitalul Municipal Medgidia vor repeta gestul în septembrie. Primul drum care l-a făcut la Medgidia și vă spuneam că i-au impresionat. Atât relația pe care au avut-o cu doamna Tamara, cu domnul primar, cu mine, cu colegii mei, și urmează să dezvoltăm proiectul. Am și luat teme de proiect pentru proiecte, să le prelucrăm datele și la ce avem nevoie. De exemplu, avem nevoie pentru paturi de ATI, pentru paturi de pediatrie, avem nevoie de paturi pentru ortopedie. Aceste lucruri toate vor fi puse pe hârtie, trimis prin Crucea Roșie, Constanța, București, la Crucea Roșie Germană și va ajunge la Frankfurt, urmând ca ei în luna septembrie mai fac încă un transport. Vreau să vă spun că deja au contactat, în momentul când au văzut ce se întâmplă la Spitalul Municipal Medgidia, cum se organizează activitatea, au și contactat vreo două spitale, tot la fel, pentru ceea ce avem noi nevoie, necesar. Da. Și ne-am despărțit în termeni cordiali, prietenoși, cu gândul și cu buruința Domnului de Sus că ne vom întâlni în septembrie în aceleași condiții bune. O parte din hainele donate de către nemții de la Crucea Roșie Spitalului Municipal Medgidia vor fi direcționate către alte categorii de persoane defavorizate. O parte din lucrurile care au ajuns, și aici mă refer numai la hainele de damă și de bărbați, ele vor fi selectate în primul rând, vor fi date Crucii Roșii de Medgidia și primăriei Medgidia pentru cei cu probleme sociale. Nu putem să ținem cantitatea care e de haine. Nu avem pentru ce. Și dacă vor avea colegi de ai noștri nevoie de ceva, sigur că da, le vom dona. Mă refer infirmiere, băieții din curte, cum le spun eu, cei din central, dacă vor avea nevoie. Dacă este o costumație adecvată, de exemplu, acele șalopete care se lucrează pentru cei din curte, pentru cei de la centrala termică. Sigur că da, asta vor rămâne și vor fi date pe borderou lor. Vreau să spun că tot ce a venit este inventariat. Deci nimic nu e la voia întâmplării. Și repet, încă o dată au rămas mirați, ăsta e cuvântul cel mai corect, că le-au văzut toate în spital. Vă dați seama că luni când am descărcat... Au venit cu o părere deformată? Nu. Primul delegat care a fost anul trecut le-a spus, domnule, o să vedem altceva la Medgidia decât ce se întâmplă în alte... Nu dau nume, în alte localități unde au adus... În România. Și în special luni când am văzut că am și dat și ne-am dus pe aia să vedem spitalul și vedeau că se dezinfectau, se ștergeau cu alcool, se... cu cloramină, cu tot acele salte, acele scaune. Domnule, sunteți dăm de invidiat pentru ceea ce faceți. Sigur, noi le mulțumim și pentru că ei au depus o muncă, aș spune oarecum cu ghilimele de rigoare, uriașă, ca să găsească aceste lucruri, să le aducă la noi, la Medgidia. Și pe parcurs, cred că în 2-3 ani de zile ne ajunge, mulțumim. Voluntarii de la Crucea Roșie Germania au profitat de vizita din România și s-au întâlnit și cu reprezentanții Crucii Roșii de la Medgidia și de la Constanța.